Gianina, bună dimineața! Hello! Alo, bună dimineața! Sărbuna de la Neața deranjăm! Bună dimineața! Te-am întrerupt de la ceva cu telefonul ăsta? Nu chiar, de la o cafea cu familia doar. De la Neața te deranjăm, de la cea mai bună emisiune de divertisment de zi pe 2021. Am primit titlul azi dimineață și nu mai putem. Nu te sun în fiecare zi. În ce oraș ești? Galați, din Galați sunt. Hai, ne-am apucat ieri de Galați. Abia terminat în Galați, Brăila, iar Galați. Da. Bun. Să ne spui dacă sărbătorești ceva astăzi sau în weekend? Da, astăzi împlinesc 21 de ani. Păi atunci noi îți spunem la mulți ani! Sărna! Vă mulțumesc din suflet, mulțumesc din suflet. Deci îmi trebuie rămâinile, efectiv, nu mă aștept. Și nouă, dar nu de emoții. La 10 minute trebuie. Ce, doar mâinile? Și sufletul noi. Da. Gianina, hai să mergem un pic înapoi. Îți aduce aminte de când? Înapoi, Dani, care 21 de ani. Asta vreau să zic. De cât timp te uiți la Neața? Sau care sunt primele amintiri când te uitai la Neața? De când era la grădiniță. Sincer, da, să știți ceva de genul, de când eram la grădiniță. Părinții mei, oricum, când ne trezeam dimineața să ne pregătim de grădiniță, televizorul nostru oricum era aprins. Poftim, Dani, că mai bine nu trebuie. Dimineața cu Răzbuie și Dani. Ia-uți dănuțe. Să ne dea... bătrâni, Elena, sună la TV Maria, să ne dea și pentru întreaga activitate, că nu... Te și bagi singur deci, în asta. Hai, mă, că eu vreau să fac un calcul. Deci, purtai, aveai codițe la grădiniță? Erai codițe sau o coabă? Nu chiar, nu. Băiețel, breton? Păr breton, păr breton. Bun, deci îți periau părul dimineața. Tu erai mică, bun. Și acum sper că nu ai iubit sau ceva la 21 de ani. Da, am iubit, da. Bineînțeles. Uite, mă. Peria... Acum ne uităm împreună la Neața cu Răzvan. Vă uitați și împreună. Trăiți? Să trăiți, locuiți împreună? Nu, nu. La 21 de ani, unde sunt? A venit cu un cadou? Momentan a venit doar cu flori. Când m-a luat aseară de la gară, mai este timp să aduc și cadou astăzi. Stai, tu unde ești acum, în București? Nu, studiez în Iași. Studiez în Iași. Ai venit că s-a te... Am venit, da, sunt serveziu AK. Te-a luat cu flori de la gară, frumos. Bă, altceva, el de unde e? Tot de aici, din Galați. Dar nu o să strici. Ați plecat din... De lângă noi. Bravo. Aha. Deci asta e. Ce să mai... O pieptănau părinții înainte să o trimită la grădiniță, se uitau la Neața și ziceau: bă, dar Dani ăsta nu se mai însoară, mă. Da. Bine, dragă, noi să-ți mulțumim că... Am o pieptănă iubitul și el zice: bă, dar zona asta nu se mai însoară încă o dată. Vă deranjez. Ce studiezi la Iași? Farmacie. Studiez tehnică dentară. Da, în continuare zic, mă, dacă toți ăștia se uită la noi, la ăia, la cine... Am avut numai cadre universitare. Te pupăm, te îmbrățișăm, să vă meargă bine toate. La noi te uiți cu gura căscată. La voi cine sunt noi? Mulțumesc pentru telefon. Dacă vrei să lansezi un gând, vrei să saluți pe cineva din Galați, din afară, în Spania, Italia, rudele. Vreau să salut prietena mea care mi-a făcut surpriza asta superbă. Ea întotdeauna a avut idei inedite de cadou, dar asta, nu știu, cred că le-a depășit pe toate. Ce drăguț! Ce bine! Și a costat o fix un mesaj la Neața. Taci, mă! Tu știi câți erau? Nu, erau mulți pentru astăzi, ați avut și noroc. Prietena ta se numește? Gianina Boldea. Voi sunteți două, Gianina? Îi transmit salutări, ea este în Italia la părinții ei, pe care îi salut și îi pup. Și mulțumesc din tot sufletul pentru că mi-a făcut ziua din nașteri mai frumoasă. Dacă vrei să-i mulțumești de adevăratele, în ce zonă, în ce regiune Italia e? Spania. În Milano, pe lângă Milano. Din la Milano. Stai liniștită că va veni împreună cu iubitul la vară. Nu vă mai... Doi, voi doar pregătiți. Păi da, să mergi. Vin mai devreme tot. Mergeți în vizită pe la ei, că o să se descurce. Piesa asta e pentru tine și numai pentru tine. La mulți ani. La mulți ani.